la... Bine ai venit la primul episod pe canalul ăsta. Ce să zic? Vreau și eu să văd dacă s-aud, dacă mi se aude și mie vocea mai tare, pentru că n-am nimica de la aia. Bă, o lăsăm așa, ok? O să url eu mai tare. Sper vecine, ok? Ia să vedem și cu cine jucăm pe aici. Dacă jucăm cu cineva, Ardeleanu nu vrea. Nu cine Ardeleanu nu vrea, ok? E un Ardelean pe aici, nu fac. Astea-s caracterele. Sunt frumoase, șmechere. Unele puternici, unele slabe. Asta e slab. Ok. Am zis și am vrut să vă zic că vreau și eu să văd care, dacă caracterul ăsta e puternic. Dacă este bun. Eu la atac văd că este bun. HP-ul stă prost pentru că e level 1, sincer acum. Dar zic așa în general, dacă caracterul ăsta este bun. El Primo, nu știu ce să zic de el. Este puternic el acolo, dacă tip 100, doamne, 414 damage la fiecare pumnișe la care îl dai el, deci și level doar 9 la level. Ah, ok. Și da. O să jucăm cu cum o tână pe asta. Cu Nita. Cu Nita o să jucăm. Pentru că Nita e șmecheră. Și-mi place caracterul ăsta, sincer. Ha. Și râde acolo și zice Nita. Își zice propriul nume pentru că e șmecheră. Se laudă. Ok, am făcut o varză mare. Urăsc caracterul ăla. Ăla cu... Ăla e cel mai bulangiu caracter existent pe pământul ăsta. Eu ce ziceam. Nici n-am făcut chestia aia și a apărut odată și te sperie și nici n-ai când să fugi. Și chestia chiar n-a fost corectă pentru că a apărut fix cum nu trebuia și... Uite-te! Cred că unde moare acolo să spăunează granate, ceea ce e nașpa. Ba, nu e adevărat. Teoria mea nu este adevărată. Urez caracterul ăla. Normal că i-a luat toate diamantele, pentru că noi avem doi El Primo și Fraier. Fug doar un caracter și l-am murit. Frate, ăștia sunt de aia de distanță, care îmi puște de la o distanță de 4,5 km. Iate! Că apare de undeva o bombă de aia. Caracterul ăsta este cel mai jegos caracter ever. O să fie mereu jegos. Ok, o să jucăm cu rara asta pentru că îmi place. Este un cântă la țambal și este frumușel. Ok? Țambalist. Țambalistul nostru. Bă, și sincer nu m-aș opri muzica la jocul ăsta. Dar nu mi se aude vocea și pot să urlu cât aș putea să urlu eu din toți plămânii mei. Care-s doi. Am murit din prima ok. Din toți plămânii mei. Oh my god. Să urlu aici. Dar nu mi se aude vocea oricum. Dacă nu fac video fără voce și o să fie doar gameplay. Ca și acum. Doar fără vocița mea acolo. Vocița. Dă-i la țambal la Ursache. Să dansezi Ursache-ul. E de la cum anul tot. Care aruncă poțin sau ce aruncă. Ne-a luat damage. Mă doare picat, ok. Lasă alea mi-aparțin, ok. Mi-aparțin, nu satăle. Și mi-a luat damage-ul lui Dumnezeu pentru că ăștia sunt buni. Normal ca să câștigăm, ne trebuie un El Primo, un 2 și un cântăreț la țambal, să zicem, și cu Ita aia. Uite, Ursachiu ăla, tipa cursul.
Atunci chiar câștigi, pentru că ai un tank care merge înainte, dă cu pumnul, unul care healuiește și unul care atacă de la distanță. Și țambalistul atacă de la distanță, dar nu e atât de puternic. Bun. Data viitoare să-mi ziceți mie cu ce caracter să mă joc, în special pe un video sau ceva, și dați-mi ADD la... dați-mi o cerere aici de prietenie la contul ăsta. Singurul cont. Ok. Bă, știi ce? Vreau să opresc muzica, să văd cum mi se aude vocea fără muzică, ok? Ziceți voi, se aude mai bine vocea cu muzică sau fără? Comentarii, păreri și multe like-uri, da. Haide, funcționează și butonul de exit tot e pus de pomână pe acolo. Ca la Clash Royale. Ok. Alright, so what? O să-mi se aude doar vocița. Vocița, what the fuck, de ce zic vocița? Fără muzică, mi-a luat damage, nu-mi place damage-ul. Bă, echipa pare ok. Tot doi de ăștia, dar mai puternici. Și o să joc și un meci cu ăla, frate. Că nu știu când i s-a încărcat lui puterea aia. Are hack-uri. L-am omorât. Hai să vă dau un țambal aici, o maneluță. O mane aici de la... nu știu care cântă manele, că nu-i prea să facem o manele. Nu cântă eu manele. Ai, e mortă, eu sunt mort aproape. Da, hai să mai vă dau la țambal, care vrei să vă cânt aici un Mozart ceva. Mamă, le-am dat kill la echipa. Și am câștigat, logic. Echipa noastră este genială. Trebuie să mă opresc. Cântă la țambal, gata. Trebuie heal. Am pierdut toate diamantele, serios. A dat cu molotov în acolo. M-am câte diamante. Ok, ne-am luat diamantele înapoi. Pam. Nu mai da cu moloton, bulangiu. Diamant, vreau diamantul ăla. De la țambal. Mă spun că gata, am câștigat. Mama că ăla e star player. Bă... cred că o să las așa, chiar dacă o să-mi fie milă și doar de muzica aia. Sau nu. Vreau muzica înapoi. Ar fi bun, domnilor developeri, să băgați ceva volum la jocul ăsta, pentru că unii chiar vreau muzica asta. Eu știu, habar n-am, cam nu, eu vreau muzica, mi se pare simpatică, etc. Dar să băgați un volum la ea acolo. Ca să pot să-mi aleg și eu. Dați-ți țambala, băieți. Care vrea țambalul de la mine? Foaie verde, foaia mare, îmi place castraveți. Habar n-am. Vă dau țambal aici, vezi, asta contează. Crăp! Nu crăpaș. Și m-a lăsat mai puțin HP. E la țambal. A părut acolo în el prim. Ursache cune, da. Bă, plec de aici. Așa. Puterea muzicii, da. Puterea lui Florin Salam, știu eu. Puterea lui Florinache Salam. Bă, diamantele noastre, dă-le înapoi, așa, s-a mele, de fapt, dar mi l-a furat echipa. Dă-i la țambal, că aia mă omorât. Dă-i la țambal, am zis. Ok, am dat la țambal. Și normal că adversarul ne-a luat diamantul, pentru că de...
Diamantele noastre, bă, dar face și voi ceva, luați-le, că pierdem. Firavă neamu, bă, crăpăm fără diamante. Dă diamantele înapoi. Îl omor pe el primul ăsta. A, fuge. Frate, echipa asta se descurcă atât de bine. Până a luat o parătură și-a încrăpat eu.